Eu sunt româncă. Pentru tine a fi româncă e diferit de a fi moldoveancă? Da, pentru că a fi moldoveancă pentru mine e cetățenia, deși eu am dublă cetățenie și a Republicii Moldova și a României, dar ca etnie eu sunt româncă. Ea este Ana Gherciu, jurnalistă și directoare executivă la Moldova.org. S-a născut cu un an înainte ca Republica Moldova să devină stat independent. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici punem în cuvinte ceea ce trăim ca indivizi și ca societate, dar despre care, din diverse motive, nu vorbim clar, nu vorbim până la capăt sau preferăm să nu vorbim deloc. Aici încercăm să conștientizăm și să verbalizăm ceea ce păstrăm în inconștientul colectiv sau undeva la limita dintre conștient și inconștient. Pe scurt, aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Felul în care ne identificăm noi, cetățenii Republicii Moldova, ce simțim în legătură cu identitățile și identitatea noastră, dar și relațiile dintre noi, cei care ne identificăm diferit, sunt subiecte pe care cred că nu le vorbim suficient spre deloc în spațiul public. De aceea, am ales să le studiez la microfon în mai multe episoade din Laboratorul Social. Și nu doar pentru că nu sunt suficient de vorbite, dar și pentru că identitatea... Mi se pare că pentru toată lumea este o chestie foarte importantă. Sau, cum spunea Daria Slobodchicova în episodul 5 din Laboratorul Social. Această perioadă când eu înțelegeam că eu nu sunt nici rusă, nici moldoveancă și a fost o perioadă foarte grea pentru că identitatea pentru om este foarte importantă. Înainte de a continua acest episod, te invit să te abonezi pe una din platformele preferate de podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube sau Spotify. Astfel, nu vei rata niciun episod din Laboratorul Social. Conștientizarea faptului că identitatea este importantă pentru fiecare dintre noi, cred că e un loc comun din care am putea să construim un dialog. Identitatea, inclusiv cea etnică și culturală, presupune atât elemente fixe, moștenite, perpetuate, cât și elemente în schimbare, un proces de evoluție sub influența educației, a dezvoltării tehnologiilor sau a altor culturi. De exemplu, moștenim de la părinții și bunicii noștri limba pe care o vorbim, dar și româna de azi, ca și rusa sau engleza de azi, au suferit modificări față de acum 100 de ani. Bunicii noștri nu aveau nevoie de cuvinte precum podcast, smartphone sau influencer. Sau mărțișorul, un element cultural românesc perpetuat de mai bine de 2000 de ani în acest spațiu, dar care de-a lungul timpului a luat diverse forme și culori, iar azi este produs și în serie, nu doar de mână ca pe timpuri. Și tot așa. În cazul nostru, a celor care suntem azi cetățeni ai Republicii Moldova, factorii care au influențat identitatea culturală țin și de modificarea organizării statale de vreo 6-7 ori pe parcursul secolului 20, a regimurilor politice sau influența propagandei sovietice, care a insistat pe mai multe falsuri istorice. Am ezitat și am evitat până acum să vorbim despre identitate în spațiul public, poate tocmai pentru că e un proces de căutări, încă foarte confuz și dureros pentru mulți dintre noi. E o încercare de a înțelege și de a ne asuma atât originile noastre, cât și influențele culturale din ultimele decenii. Un proces în care conștientizezi cine ești din perspectiva identității etnice și culturale, descoperi lucruri pe care nu le-ai știut, iar asta poate să-ți completeze sau să-ți schimbe imaginea de sine, faci legături, accepti sau negi elemente ale identității. Pe unele vrei să le iei cu tine în viitor și să le dai mai departe, de altele vrei să scapi. Întrebare? Ai tare fost, da, într-adevăr, e gemul încălcit și ferfenițat. Iar cu aceste discuții, ceea ce încercăm să facem e să depănăm din ghemul încălcit o poveste cu un fir cât mai coerent, ca să ne înțelegem pe noi înșine și să putem să auzim și să înțelegem și poveștile celor de lângă noi, indiferent cât de asemeni sau diferiți sunt. Cât de importantă este pentru tine identitatea ta etnică, culturală? La nivel de importanță, pentru mine este echivalent cu numele meu, cu cine-mi sunt părinții, cine-mi este familia. Adevărul este că în cazul nostru, a celor care se identifică ca români în Republica Moldova, importanța a fost alimentată și de faptul că nouă ne-a fost interzis să comunicăm despre asta, să vorbim despre asta public la școală, adică era așa, tot timpul a fost un subiect sensibil Eu am învățat la liceu Gheorghe Sacche, unde pe vremea lui Voronin el avea planul ăsta genial de a schimba denumirea liceului din român-francez în moldo-francez, ci că au descoperit undeva un act istoric din ăsta în care scria că de fapt e liceu moldovenesc și eu am fost una dintre elevii care, de fapt, bunica mea era profesoară de educație civică, eu am sunat-o, eram super revoltată, ca știi când revolta la adolescență e de un alt nivel. Dar știind că bunica mea e profesoară de educație civică, eu am sunat-o și am zis că, uite, pe mine super tare mă deranjează asta, eu nu vreau să învăț într-un liceu care se numește Moldo, whatever, cum, mai departe, ce pot să fac? Și mi-a zis, poți să faci o petiție și să aduni semnături. Câte semnături? Mi-a zis vreo 700 să adun. Am format petiția și am umblat. Mi-a zis că trebuie să fie toți adulți, că de la minori nu poți să iei semnături. Eu eram minor atunci, dar eu nu puteam să adun semnături de la minori. Și am adunat. M-au ajutat colegi de clasă, prieteni din alte clase și am adunat, cred că peste 700 de semnături. Și asta a coincis cu protestul mai multor liceeni de la noi și s-a încheiat cu faptul că 3 sau 4 băieți din clasa 12 au urcat acolo pe acoperișul ăla și au rupt frontispiciul și mai departe cred că deja asta a fost un motiv așa mai puternic care m-a făcut să înțeleg cât de mult contează pentru mine identitatea, știi? De a fi româncă anume. Erai adolescentă, exact câți ani aveai atunci? Asta sigur a fost înainte de 7 aprilie, deci eu aveam 15-16 ani. De ce era așa de principial pentru tine să se numească liceul româno-francez și nu moldo-francez? Pentru că asta presupunea că noi urma să învățăm în limba moldovenească, să fie înlocuite și manualele de limbă română și manualele de istorie, că era și perioada în care Voronin încerca să elimine, era istoria românilor și istoria universală. Universală, așa. Și era vorba să înlocuiască istoria românilor cu istoria integrată, dacă nu mă înșeală memoria. Eu vin dintr-o familie de protestatari în general. Părinții mei au protestat la începutul anilor 90. Am fost educată de mică cu gândul că noi vorbim limba română, că atunci când ni se răspunde sau ni se adresează în rusă, noi răspundem în română. Despre identitate, la noi în familie s-a vorbit mult, poate nu neapărat în termeni istorici, sau adică nu am vorbit despre istorie și nu am săpat adânc în de ce și cum, dar mie de mică mi-era clar că eu sunt româncă și vorbesc limba română. Și ceea ce s-a întâmplat la școală era coerent cu ceea ce se vorbea acasă? Era coerent cu ce se vorbea acasă, pe de-o parte, pe de alta, profesoara noastră de istorie vorbea foarte mult despre identitatea noastră românească. Controversa a români sau moldoveni, limbă română sau limbă moldovenească, își are rădăcinile în perioada sovietică, când în Basarabia, pe lângă rusificarea agresivă care a marginalizat cultura locală, autoritățile sovietice au insistat pe crearea unei identități moldovenești care ar fi cică diferită de cea română și chiar au promovat ideea că românii ar fi dușmanii moldovenilor. Există suficiente dovezi că rușii și autoritățile ruse și în perioada Imperiului Țarist și în perioada sovietică știau prea bine că în spațiul delimitat mai întâi ca Basarabia, apoi ca Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, majoritari sunt românii care vorbesc româna. Se poate proba cu cărți și documente scrise în perioada Imperiului Rus și la începutul Uniunii Sovietice. Lenin numea poporul de aici români, dar invenția a fost gândită cu scopul de a reprima rezistența românilor din această parte a Moldovei istorice față de ocupația sovietică. Rezistență despre care de altfel știm prea puține. Dacă alte republici sovietice au intrat în componența URSS sau au fost ocupate pe de-a întregul, atunci Basarabia era o parte dintr-o altă țară, România, și mai fusese ocupată odată la 1812 de Rusia țaristă. La 1918, după ce căzuse Imperiul Țarist, românii din Basarabia au ales, prin vot democratic în sfatul țării, unirea cu România, unde locuiau oameni care vorbeau aceeași limbă, aveau aceleași tradiții, împărtășeau aceeași istorie. Pentru a se asigura că acest lucru nu se va repeta, Rusia sovietică a promovat ideea că moldovenii ar fi diferiți de români, când de fapt moldovenii sunt o varietate regională a românilor. Dovada că atât moldovenii cât și muntenii din Muntenia sau Țara Românească erau conștienți că sunt români există în mai multe documente și cărți din Evul Mediu. A fi moldovean nu exclude a fi și român. Crearea identității moldovenești distincte de cea românească s-a bazat pe foarte multe falsuri istorice, dar și pe rusificarea numelor de familie și a denumirilor localităților, chiar și legendele despre proveniența unor localități au fost modificate sau inventate ca să se potrivească cu denumirile rusificate. A fost stilizat costumul popular, au fost interzise cântecele populare și creațiile literare din care reieșea clar că moldovenii sunt români. S-au făcut multe eforturi pentru a impune ideea că moldovenii au mai degrabă mai multe în comun cu rușii decât cu românii. Am putea vorbi un episod întreg doar despre cum s-a produs rusificarea și deznaționalizarea în acest spațiu. Practic, autoritățile sovietice au creat o realitate virtuală cu care vor să înlocuiască realitatea reală, iar pentru mulți oameni, realitatea virtuală e unica la care au avut acces în perioada sovietică. Ea le-a modelat convingerile. Protestele despre care vorbește Ana au avut loc în 2006, când la Chișinău, la guvernare, era Partidul Comunist, adept al teoriei moldovenismului din perioada sovietică. Din ce se compune identitatea ta, dacă stai să te gândești acum? Care sunt elementele de identificare? Pe lângă, evident, limba română, care e foarte schimonosită și la mine, așa, adică acum e un amalgam din mai multe limbi, rusa, evident, foarte multe englezisme. A fost o perioadă când gândeam în franceză, da, pentru că învățam în franceză, eram în clasă francofonă, dar pentru mine faptul că eu vorbeam româna, în principal limba mea natală era româna, pe mine m-a ajutat să înțeleg foarte multe alte limbi și să le pot învăța mai ușor. Pentru mine era foarte curios să fac diferența dintre ce văd la televizor de la posturile românești versus celelalte, rusești inclusiv. Muzica românească, pentru că noi cu părinții călătoream în România în vacanță până să fie introduse vizele și eu mergeam cu părinții vara la concerte și pentru mine asta era mereu o experiență aparte, pentru că colegii mei de aceeași vârstă, colegii de clasă sau prietenii din curte, ei nu aveau experiența asta și pentru ei era, adică noi nici măcar nu discutam despre asta, adică era clar o chestie care ne face diferiți. Filmele, teatru, cărțile și felul în care gândim, mi se pare că noi gândim diferit în diferite limbi și în română gândește într-un fel. Când am învățat în Timișoara, la facultate, mi-am dat seama că gândind în română de aici și gândind în română de acolo eram și eu diferită. Adică până și accentul ne face un pic diferiți. Sunt diferite feluri de a fi român. Când te afli în România, da, pentru mine a fost foarte ciudat prima perioadă de aflarea mea în România să aflu cât de important este pentru cei de acolo să știe din ce parte a României ești și eu pentru ei eram așa un pic de enigmă pentru că eu de rușinea accentului de aici am depus un super mega efort ca să scap de accentul moldovenesc de aici și ei nu înțelegeau de unde sunt eu. Ai confuzie. Da, eu mă distram un pic pe seama asta, dar pentru mine era foarte ciudat să înțeleg că, uite, ei, în loc să se bucure de faptul că sunt o țară atât de mare și ei au rămas în interiorul țării, noi nu, ei se separau unii de alții pentru că cineva este de la est și cineva e de la vest sau nord și sud, știi? Da. Dar mie mi se pare că identitatea română e ca elemente, da? Nu e diferită cu nimic de alte identități. Pur și simplu, fiecare dintre noi mai adaugă acolo. Că eu cu același succes pot să-ți spun că în identitatea mea românească intră neapărat mămăliga și peștele prăjit cu mușdei, știi? Simți acum în Chișinău, în Republica Moldova, unde locuiești, simți o comuniune cu cei din jurul tău? O comuniune culturală, identitară? Nu. Și nu cred că am simțit-o de foarte mult timp. Am simțit chestia asta când participam la proteste, atunci când eram în liceu, până la protestele din 6-7 aprilie, pentru că alea, pentru mine au fost proteste legate de identitate. Eu pentru asta mergeam acolo, eu simțeam că identitatea mea este în pericol, că există riscul să-mi fie interzis să zic că eu vorbesc în română, să fiu impulsă să învăț în moldovenească și tot așa. Și atunci eu simțeam că toți cei care participau la proteste gândesc la fel ca mine. Acum, cred că tipul de marșuri, de proteste care au loc în Chișinău, cel puțin în toată țara, de fapt, sunt legate de probleme socioeconomice și nu identitare. Asta dacă nu sunt oameni plătiți care, mă rog, asta e cu tot o altă discuție. Mie mi se pare că asta este una din puținele ocazii în care am posibilitatea să stau în cercul unor oameni care simt foarte puternic în privința la ceva. Există momente, de exemplu, concertele, da, să zicem, dacă mergi la un spectacol organizat de Joc. Eu știu că toată lumea care și-a luat bilete la spectacolul ăsta îs fascinați. Sigur cineva pe parcursul, nu cineva, dar sigur toți pe parcursul acestor ore o să scape o lacrimă de mândrie, dar eu nu mă simt acolo partea unei comunități. Mie mi se pare că eu, probabil din cauza acelor proteste din anii 2000, cred că mi-am indus senzația asta că dacă e vorba de identitate, noi trebuie, adică eu sunt în continuare luptă pentru identitatea mea, știi? Și atunci când noi mergem la concerte, this is fun. Asta e odihnă, asta e așa, de plăcere. Respectiv, singurul loc în care eu cred că noi suntem acolo pentru identitate, asta e acolo unde tu trebuie să lupți pentru ea. Adică identitatea se identifică cu lupta. Deocamdată, noi suntem la etapa de luptă. Și lupta nu s-a încheiat. Nu. Mi se pare foarte interesant că Ana asociază sentimentul de comuniune identitară cu lupta. Doar atunci când este la un protest pentru limbă, istorie, identitate, știe sigur că simte foarte puternic la fel cu alți oameni. Pentru că a protesta, a lupta, înseamnă a-ți asuma, înseamnă că scopul pentru care lupți e foarte important pentru tine, e vital. Altfel, nu ai dat din timpul și energia ta pentru asta. Doar atunci ai încrederea că și oamenii din jurul tău știu cine sunt și că acest lucru este important pentru ei. Și poate tocmai asta e ceea ce simțim noi că ne lipsește aici, în Republica Moldova. Asumare și încredere. Când îmi asum cine sunt, am și curajul să spun foarte clar cine sunt, pentru că știu foarte clar cine sunt. Deci, capacitatea de a-ți asuma ceva e strâns legată de cunoștințele pe care le ai. Iar dacă stăpânești bine ceea ce știi, ai argumente, ai și curajul să spui cine ești. Știi și ce vrei și ce nu vrei, știi și spui ce e potrivit pentru tine și ce nu e potrivit pentru tine. Dar în cotidian, în viața de zi cu zi, oamenii cu care lucrezi, prietenii cu care comunici, ai cu ei acest sentiment de comuniune identitară? Eu nu cred că noi vorbim suficient de des cu prietenii despre identitate, adică nu este un subiect pe care îl abordez la cafea dimineața, știi? Uite cât ți-a luat ție să mă duci la interviul ăsta, știi? Prietenii nu prea... Noi am discutat despre asta când a început războiul și a fost o discuție foarte dureroasă, pentru că toată lumea era foarte speriată și crezând că noi toți suntem pe aceeași lungime de undă, că noi toți simțim această furie colectivă pe Putin și armata și cetățenii civili care susțin războiul ăsta, am aflat chestii noi despre o parte din prietenii noștri și neintenționat am ajuns să ne rănim unii pe alții. Eu cred că lupta asta pentru identitatea românească în Republica Moldova nu este nici pe departe aproape de final, pentru că uite ce s-a întâmplat de când au luat decizia asta de a înlocui sintagmele care conțin moldovenească și limba noastră și așa, cât scandal. Și nu mă refer la spectacolul din Parlament, eu mă refer la ce a urmat în societate, lumea s-a revoltat, care s-a speriat, care s-a simțit lezat, inclusiv cei care spun că limba lor nativă este moldovenească, s-au simțit lezați. Uh-huh. Adică asta e atât de adânc, problema e așa de vastă încât lupta trebuie să continue. Și nu-mi place cuvântul ăsta, luptă, că noi nu stăm cu... Cu ce la înlocuie? Lucru. Avem de lucru. Lupta sau lucrul de care vorbește Ana e o muncă pentru cunoaștere și recunoaștere. Pentru a-și putea asuma propria identitate, românii din Republica Moldova au nevoie, pe de o parte, să-și descopere propria cultură, care a fost marginalizată în favoarea culturii ruse și a celei sovietice, iar pe de altă parte să iasă din bula virtuală a moldovenismului, creată în perioada sovietică și promovată și azi de nostalgicii sovietici și de adepții politicii de expansiune a Federației Ruse de azi. Când lucrurile ce țin de istorie, identitate, sunt cunoscute, clare și evidente pentru toată lumea, când oamenii își asumă propria identitate și o respectă pe altora, atunci nu mai ai nevoie să lupți. Te poți relaxa, te simți în siguranță, pentru că oamenii sunt în mare parte pe aceeași pagină. Și chiar dacă pun în discuție anumite aspecte, o fac cu argumente valide și nu pornind de la falsuri. Atunci, această înțelegere a lucrurilor devine un teren comun, firesc, la fel ca aerul, că doar nu discutăm în fiecare clipă despre aer, deși înțelegem cu toții cât de important este. Doar noilor veniți, adică copiilor, trebuie să le explici la un moment dat ce e chestia asta invizibilă cu care respiri și datorită căreia ești în viață. La fel și identitatea. Se învață din mers și se conștientizează la un moment dat în viață. Cum era limba română pe care ai auzit-o, ai învățat-o când erai copil? E diferită de cea pe care o vorbești acum? Da, sigur. În primul rând, când eram mică, eu nu foloseam rusisme. Bunica mea, care îți spuneam că era profesoară de educație civică, era și profesoară de limbă rusă. Părinții mei, în general, vorbeau româna curat. Cu accent, dar o limbă curată, frumoasă. Fratele mamei, unchiul meu și unul dintre cei mai dragi oameni pe lumea asta, vorbea în rusă. O rusă amestecată cu română și cu tot felul de alte limbi pe care le-am mai învățat el așa pe bucăți și era un combo de asta, Doamne ferește. Și eu vin așa, eu de mică luptătoare așa, cu caracter, cu părieri, cu... Nu știam să le argumentez, dar părierea am avut de mică. Am împrumutat chestia asta de la maică mea și atunci când mă duceam la Ștefan Vodă și îmi vorbea cineva în rusă, eu eram, cum adică, de ce îmi vorbești în rusă? Și bunica încerca să mă îmbuneze, să-mi zic că, uite, tu faci bine că vorbești română, dar nu trebuie furia asta din trecut să te facă pe tine să nu vrei să înveți rusa și să urăști cultura rusă. Și asta se bătea cap în cap cu faptul că eu la școală, când pe vremea aia încă era obligatoriu să înveți rusa din clasa 5-a și eu veneam cu tot background-ul ăsta de rușii ăștia. Ei cu mine s-au purtat urât, pentru că s-au purtat urât. Da, e scenariu clasic. Eu mică, merg la magazin să iau pâine, toată lumea știe istorii de genul ăsta, nu e ceva ce mi s-a întâmplat doar mie. Și când se reproșează că nu vorbești rusă? Da, în diferite formule și așa, dar pe mine acum ce mă irită cel mai mult nu este că mi s-a reproșat că nu știu să vorbesc rusa, dacă un adult a reproșat ceva unui copil, în general. Ai înțeles foarte bine ce vrea copilul ăla, ajută-l și așa pentru tine ca copil este o experiență încă stresantă să te duci să cumperi chestii, când tu nu știi cum să gestionezi niște bani și te temi că o să-i pierzi pe drum, că știi? Deci și așa e suficient de stresant. Tu, ca un om adult, trebuie să știi că cu un copil trebuie să fie altfel. Copilul nu o să-ți răspundă înapoi, nu știi să se apere, știi? Și asta deja nu mai este legată de identitate, asta e pur și simplu legată de caracterul omului. Dar eu nu puteam să urăsc cultura rusă, eu, în general, nu înțelegeam conceptul de a urî o cultură. Dar la școală era destul de frustrant pentru mine, eu învățând în paralel franceza și engleza, strategia de predare a limbii ruse pornea din start de la ideea că tu deja știi ceva. Și pentru mine asta era foarte frustrant, eu având task-ul foarte clar de la părinți, vin acasă cu note bune. Și eu nu înțelegeam. Și asta a alimentat furia asta mea pe toată situația asta cu limba rusă la noi în țară. Adică nu e suficient că tot felul de tântici și nenici țipă la mine că eu nu le vorbesc în limba care trebuie. La școală mie nu mi se creează condiții egale de studii a unei limbi străine pentru mine. Era o limbă străină. Cumva nu erau puse pe picior egal. Tu spuneai că limba pe care ai vorbit, o vorbești tu acum este diferită de cea a părinților. Când s-a produs rusificarea pentru tine? Ori bine, dacă nu putea, cred că nu e vorba de rusificare, e vorba de influența mai multor limbi. În cazul meu e influența mai multor limbi, dar cu siguranță, deși eu am învățat în clasa francofonă, asta însemnând fizica, chimia, biologia și matematica să le înveți în franceză, plus alianța franceză, plus școala de limbă engleză. Rusa am învățat-o doar la liceu, gimnaziu plus liceu. Și atunci, uite, pentru franceză și engleză eu mergeam la școli private, pentru rusă eu nu aveam nevoie să umblu la școli private, că era peste tot, la televizor și atunci cred că cel mai mai mult pe mine, limba mea, nu știu dacă a suferit schimbări, dar când am început să vizionez foarte multe filme în engleză și să descoper stilul muzical care îmi place și să caut versurile, și asta era ori engleză, ori franceză, ori rusă, și atunci când toate limbile astea se combină în capul unui copil adolescent, se întâmplă chestii. În privința limbii ruse sau cuvintelor rusești pe care le folosesc, am început să fiu foarte precaută atunci când am revenit de la studii. În România, în primul rând, nu foloseam rusisme, că n-aveam unde. Și așa, dacă ziceam scrânciob sau congelator sau cuvinte din astea care mie mi se par și acum foarte ok, acolo lumea se uita la mine ca la o bătrână. Adică eu mă înțelegeam foarte bine cu oamenii mai în vârstă din România și ei ziceau, vai, ce limbă frumoasă vorbești, și ăștia tineri se uitau la mine ca la o cucu, știi? Ce fel de cuvinte sunt astea? Stai să le caut. Dar când am revenit aici, lucram la ziarul Timpul, care era pe vremea un ziar unionist, echilibrat. Era una din puținele publicații care era deschis militant pentru unirea cu România, și eu încă mai aveam în mine spiritul ăsta de unionistă. Atunci eram foarte atentă la rusismele pe care le folosesc. Rusismele sau direct cuvinte în rusă. Și atunci cred că am exclus foarte multe din limbajul meu. Dar englezismele au rămas. Dar bine, când erai copil, iată, în anii 90, până în anii 2000, ce limbă auzeai în spațiu public? Eu cred că majoritatea din jurul meu, adică părinții mei și prietenii lor, vorbeau în română. Într-o română, știi, ca în filme, de fapt, ca în filmele vechi. Așa, o română curată, dar era evident că e o română vorbită aici, o română diferită de româna din filmele românești. O română un pic mai arhaică, sau, adică fără neologisme. În primul rând, fără neologisme, dar era, nu știu cum să-ți explic, în primul rând accentul, probabil un pic de arhaisme, dar mie mi se pare că și vocea era diferită, știi? Dacă să comparăm filmele de aici cu alea făcute în România, cred că și vocile noastre sunt așa un pic mai stinse, mai puțin pițigăiate, știi cum? Și asta cred că vorbește inclusiv despre felul nostru de a fi, că ne-am învățat să fim, chiar dacă vrem să ne facem auziți, să nu strigăm, să fim așa mai cuminciori, așa mai atenți cum vorbim, ce spunem. Și eu m-am gândit la asta când ai spus cu voci mai molcomi, mai domoale, așa. Am făcut aceleași asocieri. Faptul că aici limba română a fost, bine, pe de o parte conservată, o română mai, să zicem, nu a evoluat în același ritm cu româna din România, dar pe de altă parte influențată adică rusificată la propriu. Dar astăzi foarte multă lume folosește expresia mi se primește, care nu este firească limbii români, și inclusiv profesori și intelectuali care nu înțeleg care e greșeala, da? Unde e greșeala? Cum crezi că ne-a influențat asta? Identitatea, felul de a fi, felul de a gândi, felul în care ne percepem pe noi? Nu știu cum ne-a influențat pe toți. Eu știu să zic cum m-a influențat pe mine, și ca om care scrie și citește ce scriu jurnaliștii de aici versus cei de peste Prut. Ce observ este că ne lipsesc cunoștințe în limba română, nu aveam capacitatea să formulăm gândurile atât de rapid și de coerent ca cei din România, și cred că în momentul în care nu știi, nu-ți ajung cuvinte, începi să te blochezi nu doar pe felul în care vorbești, dar și pe felul în care acționezi, și atunci absolut tot ce facem noi este un pic mai cu un pas în urmă, mai lent, mai reținut, mai retras. Deși, dacă să ne uităm acum la ce se întâmplă în România versus ce se întâmplă în Moldova și cum cetățenii români invidiază unele chestii care se întâmplă la noi în țară, probabil uneori asta nu joacă în dezavantajul nostru. Adică ce spunea inițial cumva că limba pentru noi e un handicap, sau am perceput-o ca pe un handicap, o insuficiență de limbă parcă, de cuvinte și de respectiv de gânduri și de acțiuni, dar pe de altă parte vedem cumva că găsim niște resurse chiar și cu limba cât o avem să facem niște pași înainte. Da, dacă vrei să continuăm metafora, eu cred că noi ne uitam la români ca la olimpici, și la noi ca la paralimpici, doar că ce se întâmplă acum sau în unele situații este că noi fiind paralimpici, facem chestii. Facem eforturi mai mari ca să fim acceptați. Iar ei nu mai fac. Apropo de limbă și limba ca un handicap, persoanele mai în vârstă cu care discut spun că nici nu-ți imaginezi cât de mult de fapt s-a schimbat limba care se vorbește, inclusiv ce aud ei la știri de la televizor și chiar și oameni intervievați pe stradă, chiar dacă nouă ne sună încă, cum zic, foarte trunchiat acea limbă, cei mai în vârstă spun că e mult mai bine decât ce era 30 de ani în urmă. Adică eu am întâlnit persoane de 60-70 de ani care privesc realitatea asta noastră cumva foarte optimistă, adică îi văd niște evoluții pe care probabil poate noi nu le percepem. Noi încă simțim un handicap. Dar eu nu simt un handicap acum. Adică eu cred că dacă noi o să mergem la un cerc literar, noi o să fim foarte mulțumiți de limba care e vorbită acolo. Și dacă o să mergem undeva într-un sat unde lumea e nevoită să lucreze pământul toată ziua și n-are timp să citească cărți, e ok ca ei să nu aibă un bagaj lingvistic foarte bogat. Pe de altă parte, noi nu putem să negăm faptul că acum este, în primul rând, avem foarte multe televiziuni autohtone unde se vorbește în română. Nu o să comentez româna care se, cu accentul ăla forțat, așa, de n-am idee pe cine imită ei, dar nu e un accent natural, așa. Sau posturi radio foarte multe. Adică acum interacțiunea cu conținutul în română creat aici e mult mai mare. Adică normal că oamenii din Moldova pot să vorbească altfel decât vorbeau atunci când era mai mult conținut în rusă. Evident că noi evoluăm. Identitatea e despre sentiment de apartenență, una din nevoile umane de bază care, odată împlinită, îți oferă siguranță emoțională și fizică. E despre să fii conștient de toate durerile prin care au trecut cei cu care ești asemeni, iar asta poate fi greu de dus uneori și poate ai fi tentat să renunți la această identitate. Dar e și despre realizările și bucuriile celor cu care ești asemeni, fie că sunt contemporani sau strămoși. E despre a simți mândrie și demnitate. Și în același timp, foarte important, e și despre a respecta pe cei care se identifică diferit. Dacă am îndrăznit să vorbim mai mult cu apropiații noștri despre identitate, ea ar putea deveni o imagine mai clară pentru noi și nu ceva șters și blurat de care vrem să scăpăm sau să înlocuim cu altceva. Ar fi ceva care am vrea să ne asumăm și de care să ne bucurăm. Și nu neapărat trebuie să pornim aceste discuții în încercarea de a-i convinge pe alții de ce credem noi, dar mai degrabă formulând întrebări la care împreună să căutăm răspunsuri despre cine suntem, ce știm despre istoria noastră, pe ce se bazează argumentele noastre, cât de clare și coerente sunt conceptele cu care operăm. Știm care e deosebirea dintre cetățenie și etnie, de exemplu. Discuția cu Ana Gherciu va continua și în următorul episod, când vom vorbi mai mult despre relația români-ruși în Republica Moldova. Dar vom continua să abordăm și alte aspecte care țin de identitate, pentru că aceste subiecte se întrepătrund în cazul nostru. Limba este doar un instrument de comunicare, nu contează ce limbă vorbim, important este să ne înțelegem. Nu. Ce simți când cineva în spațiul public vorbește rusa pornind de la ideea că toți știu mai degrabă rusă decât că toți știu română? Și ce crezi despre asta? Sincer, eu mă amuz în situațiile astea. Mi se pare foarte ridicol. Eu depun eforturi să vorbesc în continuare în română când mi se adresează lumea în rusă. Pentru un tablou cât mai complet despre provocările identitare ale cetățenilor Republicii Moldova, te invit să asculți și următorul episod, dar și episoadele 5 și 6 care sunt din aceeași serie. În episodul 5 am abordat situația rușilor din Republica Moldova și relația românii-ruși din acest spațiu din perspectiva unei persoane de etnie rusă. Iar în al 6-lea am vorbit despre importanța memoriei istorice și cum putem să ne raportăm la evenimentele istorice într-un fel în care să vindecăm rănile și să nu perpetuăm traumele. Dacă ți-a plăcut acest episod și altele, apreciază-le cu un like pe pagina de YouTube Europa Liberă Moldova. Cu fiecare like, episoadele sunt mai vizibile pe platformă. De asemenea, poți să ne lași comentariile tale pe YouTube sau pe paginile de Facebook și Instagram a Europei Libere. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel, vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până vineri, în podcastul Pe Agendă sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. O dată pe săptămână, luni, în Reporterii descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, odată la 2 săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre, ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.